One enemy remaining. Hoods! Hoods! Bună ziua tuturor și bine ați venit la Facem Level aici pe ProTV Plus. Eu sunt gazda voastră, Acheolo, jucătorul de ocazie, care în acest episod își asumă complet rolul de ghid într-un joc nou-nouț. Înainte de a vă da mai multe detalii, vreau să știți că în episodul precedent sălile de net au reînviat la Facem Level. Împreună cu George Piștereanu, unul dintre actorii principale ai serialului Vlad, ne-am reamintit câteva hărți clasice de Counter-Strike 1.6, precum Dust 2 și Aztec. Iar distracția, îmbinată cu o tonă de nostalgie, a făcut episodul un succes complet. Vă las să vă convingeți singuri. Invitatul de azi este Mitsu, iar el m-a lăsat pe mine să aleg jocul, așa că am decis să mergem pe hype, pe trend și să încercăm cel mai bârfit shooter la ora actuală, Valorant. Eu mi-am făcut încălzirea binișor ca să fiu un ghid decent pentru Mitsu și pot să vă zic că ce vrea să ofere jocul, adică shooting fix și tactic, o face genial datorită eroilor care au abilități unice. Rămâne de văzut dacă modurile de joc care vor mai apărea vor reuși să țină producția pe linia de plutire. Valorant are doar câteva săptămâni de existență, dar chiar și așa, haideți să încercăm să stoarcem câteva statistici interesante. Jocul vrea să fie cel mai mare competitor pentru Counter-Strike Global Offensive. De la primul meci jucat, te simți ca acasă în ceea ce privește controlul armelor și level design-ul. O să fie interesant dacă cei mai mari jucători de CSGO vor face o tranziție completă către Valorant. Fiți cu ochii pe acest nou război din lumea gamingului competitiv. Producătorii lui sunt Riot Games, aceiași oameni care ne-au oferit unul dintre cele mai mari titluri competitive din istorie, League of Legends. Dezvoltatorii s-au asigurat că au inclus chiar de la începutul jocului referințe din producția lor precedentă. Un exemplu ar fi cel mai drăguț monstru neutral de pe Summoner's Rift, Scuttlecrab. O reprezentație a acestui monstru poate fi găsită pe harta Split din Valorant, aproape de punctul B. Acum că avem cu toții câteva noțiuni noi despre joc, haideți să vedem ce mai face Mitsu. Salut Mitsu și bine ai venit la Facem Level. Ce mai faci? Salutare! Bine, am venit și aici acasă, sunt pregătit să ne jucăm, să îmi adresești întrebări din câte am înțeles. Aș vrea să-mi spui, da, cum ai dus-o tu zilele acestea, să zicem, după încheierea restricțiilor? A trecut deja, că am început să treacă timp, așa că cum ți se pare societatea? Da. Cum te-ai reintegrat în lumea de afară? Ieși afară mai mult? Asta sunt eu curios. Sincer, rutina mea nu s-a schimbat foarte mult. Tot ce s-a schimbat a fost că am ieșit în timpul meu liber de două ori la o terasă, ceva de genul, adică nu... În afară de chestia asta nu s-a schimbat foarte multe lucruri. Deci, destul de rutina mai monotonă, nu prea... Da, nu am fost afectat așa mult de această perioadă de carantină, deci cam la fel e viața mea. Uite, vorbim cu tine înainte de interviu, tu mi-ai spus un detaliu foarte important din viața ta. În momentul acesta, dai bacul. Cum e să dai bacul în perioada asta? O să fie, cred că o aventură, părerea mea, să dau examenul maturității cu mască la gură, cu... diferite chestii de alea de distanțare socială, cu nu știu ce, cred că o să fie destul de ciudat, părerea mea. Sunt curios așa să văd dacă pot să gândesc cu masca aia sub presiunea examenului și să vedem, sper că o să fie ok și na. Nasol, uite, de exemplu, știu că am vorbit off interview și cu Pain puțin de aspectul ăsta de bacalaureat anul acesta. Și el îmi spunea ceva de genul că numărul elevilor care vor fi în clase nu va fi schimbat față de cum era înainte. Adică, de exemplu, eu mă gândeam acum că veți fi doar vreo 4 într-o clasă. Dar el mi-a zis ceva de genul... De ce spune? Exact. Ceva mie mi se pare exagerat de mult, având în vedere faptul că trebuie să fiți mult mai distanțați între voi. Nu? Mi se pare chestia asta? Da. E, n-am ce să zic, dar... Da, nu știu de ce nu s-a ales modelul, din câte am înțeles, care s-a abordat în Olanda și s-a oferit diploma de bac la cei care au absolvit clasa 12 anul acesta pe media 9-12, ca să se invite toate chestia asta. Ce băiat ești tu! E natural să fie așa!
Acum m-aș vrea și să mă teleportez din bac un anul ăsta dacă ar fi fost așa, știi ce zic? Nu, să nu mai trec prin stresul ăsta. Dar lasă tu cu măscuță frumos să vedem ce palpitații o să ai în sala de clasă. Oh, alu, transpirații și alea. Da, uite. Nici vreau să mă gândesc. Pe cât e? Pe cât e bacalaureatul? 22, în 12 zile. 22 iunie, nu? Da, parcă cam așa era spre sfârșitul lunii iunie. Ok, mult succes îți urăm. Știm că îl vei lua fără probleme, dar o să fie cam stresant. Doamne ajută. Și o să te sufoci, îți zic de pe acum. Asta o să fie clar. Eu sunt tot timpul omul nostalgiei când vine vorba de jocuri video și mă interesează foarte mult jocurile pe care oamenii le-au jucat prima oară. Primele jocuri pe care ți le aduci tu aminte din copilărie, astea vreau să mi le zici. Și de acolo să-mi faci tranziția către jocul care te-a făcut să vrei să creezi conținut de jocuri video. Am înțeles, da, am înțeles întrebarea. Primele jocuri pe care le-am jucat eu în copilărie și care m-au marcat, să zicem așa, cred că au fost NFS, Need for Speed, cred că știi, adică n-ai cum să nu știi Need for Speed. Știu, dar zi-mi că și Gami a fost aici super interesant, care dintre ele, care a fost primul NFS pe care l-ai jucat? Cred că Need for Speed, NFS Underground, dacă nu mă înșel. Cred că NFS Underground. Bun, da. Da, Carbon, NFS Underground 2, ceva de genul pe acolo, dar seria aia Underground, dacă Underground. Deci Underground 1 și Underground 2 îți aduci tu aminte ca fiind primele jocuri pe care le-ai jucat, da? Da, și împreună cu FIFA, ceva, 2000, nu știu cât, ceva 2002, FIFA, 2002 și 2003 ale erau rupte pe CD-urile piratate, zic eu sigur acum. Posibil, e posibil să fie alea. Primul joc care te-a făcut să vrei să creezi conținut de gaming. CSGO, Counter-Strike Global Offensive, clar. Clar, așa am apucat. Mi-a plăcut mult jocul, sincer, adică mai ales că venisem cu un background de Counter-Strike 1.6, cu mixuri, cu servere publice, cu admin, cu admine, cu Dalea, cu... Aoleu, era o întreagă nebunie pe acolo. Am făcut tranziția la CSGO după mult timp în care am urât jocul. Ziceam, mamă, 1.6 o să fie mult mai tare toată viața. CSGO, aoleu, CSGO nu se joace nimeni, mă. Erai tataie de ăla. Da, așa eram la 12 ani, așa ca ziceam. CSGO, am fost și eu cu anumite subiecte, așa e ok, înțeleg. Da. Și totuși am făcut tranziția la CSGO. CSGO m-a prins, am intrat în diferite comunități care mi-au dat boost-ul ăsta așa și mi-au dat inspirația de a crea conținut. Adică te-au împins, ți-au zis, bă, joci bine, ar fi ok să începi să faci videos? Exact, da. Tare. Fă-mi și mie un top 3 cele mai bune jocuri jucate din toate timpurile, de pe toate platformele. Wow. Top 3 cele mai bune jocuri jucate. Da, aici sincer e testul. De sincer zic, eu nu m-am jucat multe jocuri la viața mea. Deci eu m-am jucat jocuri, m-am jucat puține jocuri care dar le-am jucat mult. Gen, m-am jucat puține, dar le-am jucat mult pe toate, gen. Și îți fac un top în funcție de playtime-ul meu. Cred că ar fi ok, oare? Pentru că playtime-ul e oarecum egal cu cât de mult mi-a plăcut mie și... Eu zic că, matematic vorbind, ai făcut un assessment foarte corect. Poate să fie și nostalgie și așa mai departe, dar să știi că ce ai zis tu are foarte mult sens. Ok, go. Deci, ar fi... Începe cu locul 3 și merge către 1, da? Ok, schimbăm jocul la tine, îmi place. Ok, ca să fie mai exciting. Deci, avem așa, locul 3... Ar fi, cred că, ce greu mie, cred că CSGO locul 3. Locul 2, jocul care mi-a lansat canalul și care mi-a plăcut enorm de mult și care am investit super mega mult timp și care am făcut super mega multe lucruri, deja se știe, Fortnite. Bun. Sincer, jocul ăsta a fost... super mega tare, chiar dacă nu știu, chiar dacă multă lume nu-l consideră așa tare, dar a inovat cu multe chestii. Și acum am mai stai aici. Locul 1. Jocul care mi-a marcat copilăria.
să zicem așa, să... clar, clar, zi, ce este 1-6. Bun, 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 jocul meu preferat, nu-ți imaginezi cât, cu cât de mult entuziasm vedeam de la liceu. Și unde la liceu, auzi ce de liceu, de la școala primară, nu liceu. De la școala primară, 1-4. Și mă jucam și mă ziceam, mami, am voie la calculator, mami. Și da, hai, hai că mă pun și eu să mă joc cu 1-6 cu colegii. Vreau să știu și eu, văzând prin canalul tău, l-am răsfăit puțin. Ai avut două mari serii, da? Și anume, CSGO și Fortnite. La un moment dat, tu n-ai făcut trecerea asta bruscă. La un moment dat, făceai și videouri cu CSGO, făceai și puține de Fortnite, 2-3, după aia făceai o săptămână iar doar CSGO. Și după aceea, dintr-o dată, ai tranziționat complet către Fortnite. Care a fost momentul ăla și de ce ai decis asta? Da, deci așa este, într-adevăr, inițial am pornit cu CSGO, a prins CSGO, am început să formez o comunitate destul de măricică pentru timpurile acelea. Am început să, da, să creez conținut pe CSGO, în fine, așa, a trecut timpul, a apărut Fortnite-ul, care avea potențial și am început să îl testez. Inițial nu mi-a plăcut, eu la fel. Mai ții minte când ți-am zis de CS 1.6, că ziceam că n-o să CSGO n-o să treacă niciodată CS 1.6. Așa a fost și cu Fortnite. Ziceam eu, aaa, niciodată mă mai joc eu în Fortnite, că mă joc așa câteodată, că nu o să treacă CSGO sau nu o să fie mai tare sau nu-mi place mie, mi-mi place CSGO. Știi? Făceam la un moment dat, eram vara 2018, dacă nu mă înșel, și făceam în felul următor. Live dimineața Fortnite și live seara cu CSGO. Pentru că încercam să fac un fel de tranziție către... Pentru că începuse să placă Fortnite-ul, mă înțelegi? Dar nu vreau să las CSGO-ul pentru că prindea la mine pe canal, mă înțelegi? Adică chiar era mult mai ok. Și era urât să las toată comunitatea de CSGO. Era chiar, chiar ciudat. Mutarea a fost, să zicem, decisă nu datorită cifrelor și datorită plăcerii tale pentru joc. Da, la un moment dat deja începea să placă prea mult Fortnite-ul și nu, îmi plăcea prea mult Fortnite-ul și parcă nu mai jucam CSGO cu plăcere așa, știi? Și am zis, trebuie să mă pe Fortnite, jur, trebuie să mă pe Fortnite. Și am văzut că are și potențial. Da. A venit schimbarea la momentul potrivit, probabil na, de atâția ani de Counter-Strike, poate aveai și tu nevoie de o schimbare. Să vedem acum când va fi următoarea schimbare. Jocul pe care îl vom juca azi, cine știe, poate o să însemne ceva în viitorul tău, că este pe nișa ta. Să vedem dacă vor începe gamerii români să tragă să la Valorant. Ai făcut până acum videouri cu el? Asta nu știu. Nu. Ok. Nu știu. Sunt tare curios să vedem viitorul jocului, pentru că cei de la Riot s-au ocupat și se ocupă de el. Yeah. Să vedem, tare curios. Chiar sunt curios cum o să reacționeze comunitatea de gameri care se uită la Facem Level. Când o să te vadă pe tine, jucându-te Valorant. Abia aștept dacă vă comentarii de genul, Mitsu, apucă-te de Valorant acum, hai să jucăm. Da. Tare. Ok, ăsta a fost interviul nostru. Noi o să intrăm acum în runda de challenge. Vreau să te pregătești, avem Geometry Dash, nu este pentru oricine, aș zice, este destul de hardcore, o încercare e a ta, așa că noi trecem acum în runda de challenge. Bun. Ok, Mițule, noi am intrat acum în runda de challenge, asta este runda în care noi clasăm toți youtuberii la primul nivel din Geometry Dash, de bine, dacă trec la nivelul următor vor avea scor record, ești pregătit? Sunt, sper, e prima zi când mă joc jocul ăsta, deci e prima oară, de fapt. Ok, ești cam primul dintre concurenții noștri de până acum care e prima oară care a auzit de Geometry Dash, așa că pregătește-te, o să fie intens, la numărătoarea mea vei începe nivelul. 3, 2, 1, go Mitsu! Hai să vedem! Haide! Bun? Am înțeles, trebuie să apăs space să sar peste astea. Da, ți-a apăsat, am făcut un pic un drill down. Exact. Hop, hop. Bun. Țoc, poc. Op! Gata, Mitsule, s-a zis 18%. Ăsta a fost scorul de Geometry Dash. În chinuri. Nu! Mitsu, am intrat în Valorant. Am aflat de la tine că tu nu ești, de fapt, complet newbie în jocul ăsta. Ai jucat în beta? Am jucat ceva în beta, sincer. Gen, am jucat câteva
zeci de ore, 20, 30, bănuiesc, nu știu. Mm-hmm. Știi modul Spike Rush? Nu, asta? Nu, nu. Ok. Nu. Noi, astăzi, dacă eu o să-ți fiu ghidul, alegerea mea este să jucăm vreo 3 meciuri de Spike Rush. Este un mod foarte rapid, câștigi cu 3-2 sau dacă ai făcut 4, ai câștigat, ceva de genul. Ai în fiecare rundă arme random, deci fii atent, vezi că dacă o să nimerim meci de la în care e rundă cu toată lumea sniper, o să fie, să zice Caterin că o să fie. Și cam asta e, se termină foarte rapid. Trebuie practic să câștigi best of 5 rounds. Și haideți să începem, văd că suntem în același party. Bun. Uh-huh. Okay. Uite ce topor am. Ia, unde? A, ăsta e custom, că ai primit tu, că aveai din joc. Da, bă. Aveai puncte. Da, da. Mițu, că a jucat în beta, a avut bani, bănuți. Ok. Da? Nu, dau iar. O, spate. Noi n-am văzut. Mițu, sunt pe tine. Bun! Bă, tu joci cu wall. Ce naibii? Bravo, Mitsu, mamă. Da, chiar voiam să-ți văd skill-ul tău de CS și... Nu dai greș. Vezi că așa fac băieții. Unul mort? Mamă. L-am bătut cu flash la ochi. Bă, dar nu vrei tu să încercăm să o luăm pe partea cealaltă, să-i flancăm? Nu vrei să-i... Păi stai așa, mai e o parte? Păi normal, gen, putem să o luăm cu tot o altă parte. Keep up. Ah, da, hai pace. Că e așa fac, noi ne băgăm ca șoareci într-un singur loc. Hai pace, mergem ușor pe shift. Da, da. Uite, deja îi văd. Hai. Uite. Bon. Hai dreapta, bro, Bine. Fire in the hole! Shift. Hai direct. Îi dau plant. Bine, Mitsu, bravo. Am observat că ești pe față cu bomba. M-am dus sus. Bine, eu acopăr ușa asta din spate. Bine, le acopăr pastea din spate. O să pun și wall, că eu uit să-mi folosesc puterile în jocul ăsta. Avem un perete asigurat. Vin la tine. Coming at you. We chillin'. Bine. We chillin', bro. On you. Mort. Băi, bravo! Bravo, Mitsu, face match-ul! Bine! Oh. Garantez! Omul nu mai încerca cu toporul ăla, că nu spargi bariere. Da, bă, am și-o șuriu de-asta. Am și-o șuriu de-asta. Oh, vezi, la mine s-a spart. Opa! Ia. Ne-am jucat aiurea. Gata? Da, asta a fost? Am pierdut primul? Bine, da. Hai să mai încercăm. N-are cum. Păi dăm din nou play again și fii atent că acum ți-ai făcut încălzire, acum nu te mai oprește nimica pe tine. Huts! Aia, bine! Bă, ce știi tu să zbori cu nebuna aia? Oooo, Mitsu, curățare totală. Mamă, vezi că asta e. Asta o să fie distracția. Exact. Și cum te simți, Mitsu, în Valorant după atâta timp? Încă confident, sincer, încă confident. Pă bune. Mortu, nu? Eu sunt mort. No charges left. Exact n-am pus. Da, am văzut, eram pe tine. Nu poți să fii filmat ăsta pe așa, bravo. Dacă îi bătea ăsta pe toți, e meciul nostru ăsta, nostru, mi-a dat și Guardian. Cu Guardian sunt zeuți. Târna-na-na. Mortu-nul?
mort, unul mort. Bun. Go. Sus, unul. Sus. Oh, no, în spate. Oh, nu. No. Nu pot să cred. Mamă, ce reveneală pe ăștia. Ce faci? Lasă că face bine. Oh, da, stai bun, am plonit. Și acum să vedem. Joke's over. You're dead. Îmi place voice acting-ul din jocul ăsta, e drăguț. Ah, da, da. Oh, i-a dat de coi. Mhm. Îl știe ce bine joacă Felix. Ce bine joacă Felix, ăla incredibil. Fudge. Nice, de coi. Bo! Hero. GG. Păi este strategie de decoy. Nimeni la B, nimeni. Duceți-vă la dacă e, sau... Eu mă iau după tine, chiar vreau să-ți fiu alături în toate luptele. Și în eșecurile. Hai, sunt așa, ne-am auzit deja. Mort unu. Bază unul, bază unul, nu știu ce au ținut ăștia. Oh, Deagle, Deagle. Mamă, șerif. Ah, un lila B, bine să jucăm cu șerif, că e... Zi, sunt distanțe mari. Sau mid. Cred că mid o să joc. Opa. Cu grijă, cu grijă. Unu, încă unu, încă unu mid. Mort unu. Poți să n-ai heal? 100% trebuie să poți acum. Ah. Și acum pasă. Nice, ai. Ah, ok, trebuie să fii mult mai aproape. Mid, ah, fuck. Doi la mid. Au pușat amândoi nebuni. Făcut-o frumos. Ia ăsta prin spate. Mamă. Mamă, cum trage ai în killer ăsta. Mamă, cum trage ai în killer. Bă, ești dobit. Spate. Ah, bară. Joke's over. You're dead. Ăla era inamicul șo. Ah, era nice decoy. Deci ăla era B, bro, de stânga. Ah. Stânga ta aici. Da, știu. Bravo. Dar vezi că voi trebuie să plantați. Apasă 4, bro, apasă de plant. Așa. Oh, cum am tras. Jesus. Bravo. They're all dead. Ia nostru meciu, gata. Yeah. Watch this. Joke's over. You're dead. Nu pot să cred că s-a dat din voi ăla. Bravo. Hai să intrăm. Stop. Ce, mă? Ia de aici, cum ți-a. Hai, fă match, Mitsu. 2 vs 2. Încheierea episodului trebuie să fie una genială. Oh! Mamă, ce... Ce? Cum te-ai întors așa? Why did you plant, bro? Why did you plant, bro? What a PC, bro? Exact. 3 aici, încă 2 aici. Sus, la geam e la. Hai. Bun. Bravo. Doamne! A plantat în B ăsta. În B? De la B, că iar e. B. Are 0 IQ omulețul ăsta. B. Ăsta e na. B. Bun. Ok. A mers. Doamne, bun. Am palpitații cu ăștia pe bune. Mitsu, noi o să încheiem aici episodul ăsta din Facem Level. Cum ți s-a părut experiența? Super tare. Mersi pentru invitație. Băi, ne bucurăm mult de tot că ai acceptat și că faci parte din Facem Level. Și sunt bucuros că am reușit să facem showcase la Valorant, știi, prin faptul că m-ai lăsat să îl aleg și este un joc nou pe care chiar îndemn lumea să-l încerce, mai ales dacă sunt fani CSGO și mai departe. Și în special, clar, comunitatea ta, fanii tăi care o să vadă acest episod. Ce se uite? Da, clar. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu episoade noi, exciting și fun. Vă salut pe toți. Pa. Salutare.